Iată, dragi telespectatori, că ne aflăm la cea mai tare discotecă din Colibaș. Este vorba despre patronul acestei discoteci, domnul Bigu, care l-a invitat special pe Marius Olandezu să cânte în această seară la discotecă. Marius, tu știu că foarte multe nunți ai, foarte multe petreceri, dar văd că și discoteci. Mă bucur că am avut timp și mi-am făcut timp deodată să fiu alături de tine, Cornelia. Cum știi tu mereu că eu sunt alături de tine și pot să spun că mă simt bine aici la domnul Bigu, la discotecă. Aici la domnul Bigu. Vreau să spun că dânsul și-a dorit foarte mult să vii să cânți, iar eu am spus, lasă că ți-l aduc pe Marius Olandezu, pentru că este prietenul meu și chiar mi-a făcut plăcere să fiu alături de tine, să și dansez, dar să și facem emisiune la Talent Show. Eu mă bucur că tu mă prezinți în fața prietenilor tăi ca prietenul tău. Și toată viața mea, oriunde aș fi și oriunde aș cânta, când spui tu, Olandezu, am nevoie de tine, pot să-mi fac timp. O oră, o jumătate de oră îmi fac timp și sunt după tine, oriunde, peste tot. Și bineînțeles, trebuie să-i mulțumim și lui Neacalu, că dacă el nu era, nu eram filmați acum. Neacalu e fratele nostru, mai ales am cântat la nunta lui, nu uit. Știu că n-ai cântat la nunta lui, ai cântat la nunta cumnatului lui, nu? Știi care e frumusețea? Că n-am cântat la nunta la el, la nunta lui cumnatului. Marius, seara asta o să cânti și piesele tale, dar și piesele lui Florin Salam, nu? Așa cum ne place nouă. Da, melodiile lui cumătru-mă Florin Salam le cânt mai mult din cauza ta, că îți dai seama, n-am cum să le cânt așa bine ca el, dar tu mă forțez și încerc să le cânt și eu acolo cum pot. Ți-am spus că tu ești singurul solist care te apropii cel mai mult de vocea lui Florin Salam. Să rămân la mult! Eu îți doresc multă baftă, mult succes și multă forță de muncă, să faci cât mai multe emisiuni și cât mai multe petreceri. Să rămân la mult! Mulțumesc mult! Doamne ajută! Îți mulțumesc frumos!